Sărbători cu bine tuturor! Nu aveam cum să lipsim astăzi în zi de mare sărbătoare, da, echipa Fără Limite vine cu o urare alături de voi și cu acea pasiune care trezește emoții, muzica. Și da, avem o invitată, un chip de înger cu o voce divină. Liza Opriș. Bună ziua! Mulțumesc în primul rând de invitație în așa zi specială. Pentru mine vine la pachet cu emoție, mai ales când sunt prezentată în așa fel, îți mulțumesc foarte mult. Îmi pare bine că pot intra prin intermediul tău în casele oamenilor și le urez și eu sărbători frumoase și cu pace alături de familie, cum cred că ne dorim cu toții. Cine este omul Liza Opriș? Omul Liza Opriș sunt chiar eu. Un om, mie îmi place să cred, simplu, dar cu o pasiune pentru muzică ce nu poate fi descrisă în cuvinte, ci încerc să o fructific doar prin acțiuni. Îmi place să spun că această pasiune cu care am fost înzestrată vreau să o exprim prin muzică, prin a cânta și prin a dărui o mai departe tuturor oamenilor care vin aproape de mine. Liza, de când s-a născut această pasiune? Cred că pasiunea s-a născut odată cu mine. Cred că asta este credința mea, că fiecare suntem înzestrați cu o anumită latură artistică sau cu un talent sau cu o capacitate pe care trebuie să o fructificăm cu toții. Însă mi-a fost descoperită de oamenii care m-au îndrumat, însemnând încă de la grădiniță educatoarele mele au avut grijă și le mulțumesc că i-au făcut atenți pe părinții mei care m-au susținut întotdeauna și ei, treptat, eu fiind un copil, cumva mergeam unde mă ghideau ei și eu îmi alegeam pasiunile în care să investesc timpul meu și pe atunci pentru mine era o joacă muzica și am fost ghidată de profesori și de oameni cărora le mulțumesc și prin intermediul cărora am putut să-mi dezvolt această pasiune. Deci pasiunea, de fapt tu te-ai născut cu această pasiune, ți-au descoperit-o mai departe la grădiniță, da? Și tu ai încercat ușor, ușor să o fructifici, exact cum mi-ai spus. Spune-ne povestea ta. Povestea mea, cel puțin din amintirile pe care le pot da înapoi cumva, exact ca pe un film, mă pot duce înapoi și mă pot imagina în sala de canto cu domnul profesor Traian Broască, eu abia ajungând la microfon, el dând un play unei piese de copii, cred eu, și încercând să mă ghideze și nu a fost nevoie pentru că eu deja am reușit să mă orientez muzical și am început să cânt. După care în fiecare săptămână timp de, cred că sunt 7-8 ani, am trecut pragul Casei de Cultură din Mangalia și acolo m-am format și am participat la tot ce se putea participa pe atunci, de la spectacole, la festivaluri, la emisiuni de radio, de televiziune. Pentru mine nu era un efort, adică nu pot să spun că mi-am sacrificat copilăria, nu, în niciun caz, ci mi-am pus-o în evidență și pot spune că am niște amintiri incredibile prin intermediul muzicii. Ce este muzica pentru tine? Este cea mai grea întrebare pe care o primesc des și la care nu-mi găsesc cuvinte să pot măsura muzica în cuvinte, ci o măsor exact prin sclipirea din ochi pe care mi-o vedeți atunci când vorbesc despre muzică și prin atitudinea mea de pe scenă, pentru că asta încerc să fac, să arăt pasiunea și ce înseamnă muzica pentru mine. Este absolut tot. Prin muzică reușesc să mă exprim, reușesc să îmi desfășor activitățile de zi cu zi și încerc să introduc muzica prin toate locurile în care mă aflu și prin toate activitățile pe care le fac. Inclusiv crescându-mi copilul, pe cel mic, pe băiețelul meu, încerc să-i arăt partea artistică a lumii prin muzică. Îți amintești când ai urcat prima dată pe scenă? Da, bineînțeles, este ca mersul pe bicicletă, nu se uită. Prima dată, prima căzătură cu bicicleta nu se uită, cam așa și este și cu prima apariție pe scenă. Eram la Casa de Cultură din Mangalia, cu microfonul, cu reflectorul în față, nu vedeam absolut nimic și a fost momentul în care am pierdut-o pe mama din priviri și atunci m-am pierdut și eu, pentru că prima apariție nu e niciodată ușoară și vine la pachet cu un vulcan de emoții pe care la vârsta de 7 ani nu puteam să-l gestionez foarte tare, m-am blocat total, însă auzind muzica am reușit iară să mă reorientez și
am închis ochii, am cântat numai cu ochii închiși toată piesa și când am deschis am auzit doar vocea mamei din tot publicul, doar bravo mami. Și atunci cumva la fiecare apariție aveam asta la sfârșit. Chiar și acum mai aud încă vocea, indiferent pe ce scenă sunt, încă o aud. Îți mai amintești cumva ce piesă a fost? Da, era o piesă din folclorul românesc. Era Sunt o fată frumoșică, țin minte, nu am reușit să o duc cap-coada așa cum o învățasem, dar cumva am prins părțile esențiale și am putut să duc momentul până la capăt. Știu că ai avut foarte multe apariții și, din câte mi-amintesc, ai participat și la Vocea României. Da, participarea mea la Vocea României a venit fără să o plănuiesc foarte mult, pentru că nu-mi place. De obicei nu sunt omul care plănuiește, în muzică și în artă, de obicei inspirația te lovește când nu te aștepți. Cam așa a fost și cu participarea la Vocea României. Sora mea m-a înscris, după care am primit pe e-mail un formular de care nu știam, pe care trebuia să-l completez și am spus de ce nu. Dacă ei mă încurajează să merg, mă duc. A fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea pe care nu o să uit niciodată, pentru că ei contact cu foarte multe lucruri noi față de scenele pe care eram... față de scenele din Mangalia și deja eram familiară cu ele, m-am trezit într-un platou de emisiune cu oameni pe care eu îi admiram extrem de mult și sunt foarte bucuroasă că am putut să fiu mândră de momentul pe care l-am avut acolo. Nu am urmărit neapărat scopul să câștig sau n-am pus accentul pe concurență, ci m-am gândit întotdeauna să fiu mândră de toate aparițiile mele de acolo și atunci... apariția de la Vocea României, într-adevăr, mi-a marcat foarte tare drumul meu mai departe în muzică. Ușor, ușor, ai participat și la alte concursuri. Îți mai amintești cumva care a fost concursul care te-a marcat cel mai mult? Da, bineînțeles că încă de mică, cum am spus, am încercat să particip la toate festivalurile, ceea ce îndemn copiii să facă, pentru că experiența de scenă se acumulează doar mergând la genul ăsta de spectacole și festivaluri, însă cel mai important a fost unul internațional, am mers prin intermediul școlii cu profesoara mea de atunci de muzică din cadrul școlii, Andreea Rusu. Am mers în Turcia, nu știam, nu înțelegeam nimic din ce se întâmplă în jurul meu. Era un concurs de multitalente, nu era axat doar pe muzică. Și atunci mie mi s-a părut ceva imposibil să concurez cu acrobați sau cu oameni care pictau în timp real, în foarte scurt timp, făceau niște capodopere. Și am spus, bine, mă duc și cânt, am mers tot timpul pe premisa asta. Eu să fiu mulțumită de prestația mea și să nu fie rușine, să zic, vai, nu, am o amintire neplăcută de pe scenă, nu vreau să-mi amintesc, nu. Și am cântat din toți plămânii mei, așa cum eram eu învățat atunci și m-am trezit. A doua zi la gală, la premiere, la fel nu înțelegeam nimic din ce se vorbea la microfon, se vorbea în limba turcă. Eu eram doar atentă la nume, zic, măi, dacă mi-aud numele la un moment dat, trebuie clar să mă duc pe scenă. Și surprinzător a trecut, deja o oră jumate tot s-au dat premii, iar la sfârșit mi-am auzit numele printr-o prezentare în limba turcă, deja cumva mă bucuram doar de spectacol. Și când mi-am auzit numele și m-am trezit cu un trofeu în mână. Și mi-am dat seama că de fapt luasem premiul cel mare, trofeul festivalului. Și tot întrebam în stânga și în dreapta dacă și se termina show-ul și trebuia să cânt. Și tot întrebam, dar zic, ce reprezintă? Și mi-a spus profesoarea mea, aflând și ea ulterior de la organizator, că eu sunt câștigătoarea trofeului. Și atunci iarăși a venit ca o confirmare că sunt pe drumul cel bun. Asta s-a întâmplat când aveam 16 ani. Da, 16 ani. Ușor, ușor, ai evoluat. Din câte știu, ai propria ta lume în care exersezi cu copilași. Exact. Unde am încercat să... Am stat și m-am gândit foarte mult ce îmi place mie să fac cel mai mult. Clar să cânt. După care băiețelul meu mi-a arătat și dragostea pe care o au copiii și cât de puri sunt și cât de mare nevoie au de noi să-i ghidăm când sunt mici, așa cum și părinții mei m-au ghidat pe mine prin diversi profesori și așa mai departe, atunci mi-am dat seama că muzica împreună cu copiii, asta mă reprezintă pe mine. Și am încercat să fructific această pasiune și atunci nu-mi place să mă numesc profesor de canto neapărat, ci un îndrumător de muzică.
pentru că copiii când aude cuvântul profesor parcă pun deja un zid și nu vreau să se întâmple asta între mine și copiii mei. Și atunci, da, îmi place să le predau muzică, să le predau canto, să-i ajut să-și formeze vocile și să le ofer experiențe și amintiri prin care să-și fructifice și ei talentul și să înțeleagă ce presupune arta muzicii. La tine la studio, câți copilași în drum? În momentul de față, cred că am 25 de suflete copilași. Lucrez cu ei în mod individual, iar cu cei mici în grupe, pentru că cei mici interacționează foarte bine între ei și le place foarte mult, le plac jocurile. Și atunci, prin diverse jocuri muzicale, încerc să le insuflu simțul ritmic, să le ajut dezvoltarea urechii muzicale și așa mai departe. Am 25 de suflete cu care mă îmbândrești, pe care îi consider copilașii mei. De la ce vârstă pot începe să vină la tine? Întotdeauna am sfătuit părinții să începem cursurile de canto de la 6 ani în sus, pentru că atunci ei se pot pronunța dacă le place sau nu. Principala și singura regulă pe care o am eu în studioul meu este să vină de plăcere. Nu neapărat pentru că așa vor părinții sau că așa vor bunicii sau nu, să vină de plăcere. Să vină cu drag la orele de canto și să se relaxeze și învățând ceva și să se distreze. Ai diverse activități cu ei. Da, cum am spus, pentru că îmi plac foarte mult copiii și văd câtă nevoie, mai ales în secolul vitezei și secolul tehnologiei, ei au foarte mare nevoie de interacțiune. Și noi, ca oameni, avem nevoie de așa ceva, dar ei când sunt în formare. Și atunci încerc să îi aduc alături de mine prin diverse activități de copii, de la ateliere de creație, ateliere de muzică. Încerc să implic și părinții, pentru că am descoperit și în oameni mari pasiuni care poate nu au acordat atenție sau nu au avut timp să se ocupe. Și atunci îi invit și pe ei, alături de copiilor, să vină și să experimenteze un pic un curs de canto și poate, cine știe, să aibă continuitate și să fie alături de copiilor în diverse acțiuni. Există o vârstă limită? Nu. Nu există nicio vârstă limită în artă. Asta este părerea mea și, din contră, încurajez și adulții să se ocupe puțin de pasiunea lor, oricât de mic, oricât de ascuns ar fi un gând sau de îndepărtat, merită puțin atenție. Cred că o oră pe săptămână merităm măcar pentru noi. Din muzica pe care tu o predai, ai vreun stil de muzică preferat? Este foarte greu. Arta este... Nu reprezintă o exactitate. Nu pot să spun, îmi place melodia asta sau îmi place stilul ăsta. Întotdeauna inspirația în artă contează foarte mult de experiențele pe care le ai de zi cu zi sau experiențele majore din viața ta. Și atunci, într-o perioadă, poate mă regăsesc într-un anumit stil de muzică, nu știu, un blues. Într-un moment mai agitat, mai zbuciumat, mă regăsesc în jazz. În altul, mai cum este această perioadă de sărbători, mă regăsesc în folclorul românesc. Îmi place foarte mult și am început să-l studiez pentru că mi se pare incredibil și nu vreau să se piardă asta și atunci încerc să le prezint și copiilor toate laturile muzicii. Ai participat la concursuri, mi-ai povestit un moment fericit, dar ai avut vreodată surpriza de a fi acolo pe scenă și, nu știu, să-ți pierzi vocea sau să ți se întâmple ceva neplăcut? Da, bineînțeles, odată cu experiențele de pe scenă se întâmplă inevitabil și lucruri pe care nu ni le dorim sau care ne pun într-o situație un pic tensionată, să spun așa. Cred că cea mai recentă, pentru că am vorbit de când eram mică, însă cea mai recentă este pe scenă lângă Lidia Buble, din a cărui trupă fac parte în continuare. În momentul în care am intrat pe scenă era foarte frig afară și m-am apropiat de microfonul meu făcând backing, am microfonul tot timpul pregătit pe scenă și m-am apropiat de el, țin minte că nici nu-mi simțeam mâinile de frig și când m-am apropiat cu buzele de el ca să încep să cânt, s-au lipit efectiv de microfon, de grilajul microfonului. Și bineînțeles că se auzea asta, în cum eu încercam să-l auzit o mare... Nu făcea parte din concert, ceea ce e clar, și când am dezlipit eu buzele, toți ochii au fost ațințiți către mine, la fel și Lidia s-a întors către mine, nu prea înțelegea ce se întâmplă. Normal că atunci îți vine să intri puțin în pământ, dar n-ai ce să faci, pentru că trebuie să mergi mai departe și atunci zâmbești,
îți cer scuze și continui mai departe. Deci nu a fost un impediment care să te facă să renunți la ceea ce îți dorești tu? Niciodată. Niciodată nu am avut o, să spun, dezamăgire. Pentru că, la fel, tot timpul și copiilor le spun și celor care cântă, muzica este frumoasă, indiferent de concursul la care ne aflăm sau de competiția în care suntem sau de targetul pe care îl avem. Trebuie să ne bucurăm de drum și de faptul că suntem acolo și acumulăm experiență. După aia, ce vine după este un bonus. Chiar aș vrea să mai împovestești câte ceva din ce ai gustat, din competițiile, concursurile la care tu ai fost. Concursurile la care eu am fost, nu, sincer, nu mi-amintesc numărul lor. Știu că întotdeauna emoțiile sunt la fel. Indiferent că am 7 ani, 16 ani, 18 ani sau 26 în prezent, emoțiile scenei sunt diferite față de emoțiile revederii cu familia sau de emoțiile unui examen. Sau emoțiile de scenă sunt constructive, pentru că cu fiecare participare la concursuri sau la festivaluri sau la spectacole, pui o cărămidă în ceea ce ești tu ca om. Și atunci te încarci cu experiență și cu inspirație, în primul rând. Inspirație pe care o vei pune în valoare la următoarea ta apariție pe scenă și tot timpul încerci să-ți completezi peisajul acesta de emoții. Cea mai o experiență inedită pe care am avut-o de curând a fost să îndrum un cor de copii în cadrul unui concert de Crăciun despre colini. Copilașii care au venit în cadrul corului nu erau toți pasionați de muzică sau nu toți aveau pregătire în muzică, ceea ce pentru mine a fost o provocare, pentru că a trebuit într-un timp foarte scurt să le insuflu un pic din să vină cu pasiune și să facă asta cu pasiune. A fost cântat în cadrul unei biserici și a fost absolut o emoție magică pe care clar nu o voi uita niciodată și care m-a făcut în continuare să cred în pasiunea mea și să merg cu încredere mai departe, pentru că tot timpul vreau mai mult, asta te face muzica. Tot timpul există provocări noi, există concursuri noi, spectacole noi și copii care vin cu un talent, tot timpul spui, nu știu la ce să te aștepți din partea copiilor și din partea talentelor care vin în fața ta. Și atunci de la fiecare ai de învățat și de la fiecare concurs și experiență muzicală. Da, tu de mică ai avut această pasiune și uite că ai crescut și totuși această pasiune te conduce undeva departe. Familia te-a sprijinit? Da, familia mea întotdeauna m-a sprijinit. Ei nu sunt oameni de muzică, sunt prima din familie care a fructificat acest talent. Mama mea scrie, are arta în sânge și mi-a insuflat-o și mie prin felul ei de a fi și prin muzica pe care au ascultat-o și prin discuțiile din casă. Tatăl meu, la fel, a fost întotdeauna, a avut încredere în mine și în talentul meu. Nu m-au refuzat niciodată. Tot ce am vrut să fac, unde am vrut să particip și așa mai departe, ei au fost cu mine de mână și m-au îndrumat. Ceea ce, pentru un copil, este... Pe moment nu prețuiești, însă crescând și văzând, prețuiesc asta enorm și în fiecare zi le mulțumesc pentru încrederea până la urmă pe care au avut-o în mine și în îndrumătorii mei. Ei, nefiind oameni de muzică, poate nu înțelegeau exact de ce sunt atât de pasionată, dar vedeau că sunt fericită și atunci au mers mai departe cu mine. După cum se vede și sora ta te-a sprijinit, făcându-ți o surpriză. Exact. Sora mea, care este mai mică decât mine, și ea văd că merge pe drumul artei, pe actorie și așa mai departe. Și acum este rândul meu să-mi susțin familia și să o susțin pe ea și să duc asta mai departe. Ei întotdeauna au fost cu mine, tot timpul în backstage și la Vocea României. Țin minte că le văd chipurile, cred că erau mai emoționați ca mine, însă încercau să nu-mi transmită asta. Și doresc tuturor părinților și încurajez să le susțină pasiunile copiilor, care poate atunci când sunt mici n-au timp să le dea atât de multă valoare, însă merită. Lisa, ai ceva proiecte de viitor? Întotdeauna am proiecte de viitor. Sunt un om de acțiune, un om care este activ în ceea ce privește comunitatea Mangalia și copiii de aici, dar și jobul meu de coordonator de evenimente în cadrul locației în care ne aflăm. Așadar, urmează întotdeauna. Încerc să merg cu copiii în diverse festivaluri și să-i implic în toate acțiunile ce presupun muzică. Ne-ai pregătit ceva de sărbători?
Am pregătit, bineînțeles, mai ales cu cei mici care simt mult mai intens decât noi magia sărbătorilor și sunt într-o vervă continuă în luna decembrie. Am pregătit un mic cor de fetițe cu care vom merge la colindat. Astfel, dacă am ajuns prin intermediul televiziunii în casele tuturor oamenilor, vom ajunge și fizic în casele celor din Mangalia și celor din Constanța. Așa că dacă vă batem la ușă să ne deschidem, să vă umplem sufletul cu muzică și cu colinde. Un gând de bine pentru cei care ne privesc? Pentru că suntem la emisiunea Fără Limite și vă mulțumesc că m-ați primit și că am putut să-mi spun povestea. Încurajez toți oamenii să-și urmeze poate cel mai mic și cel mai nebunesc gând, pentru că cu siguranță va ieși ceva bine și vor avea o poveste pe care să o spună. Întotdeauna va exista o poveste, iar noi vom fi acolo în casele celor care își doresc. Îți mulțumesc tare mult, Liza! Crăciun fericit, sărbători cu bine! Vă mulțumesc și eu și la fel vă doresc sărbători cu bine și cu muzică! Muzica este magie, așadar, trezește-te, deschide ochii, urmează-ți visul, pentru că trebuie să fii 100% tu. Carmina Căpitanu și Ionuț Constantin, echipa Fără Limite, vom fi alături de voi mereu cu noi pasiuni. Sărbători cu bine, Crăciun fericit, să ne revedem cu bine în noul an care vine!